Vă salut, dragi creatori de conținut, bine v-am regăsit. Numele meu este Tudor Atanasiu, pentru cei care nu mă cunosc, și sunt creator de conținut video. Îi învăț pe oameni să editeze videori, să creeze videori captivante. Revin către voi cu tutoriale noi, mai captivante, mai îndrăznețe și mai eficiente. Mai eficiente pentru că, da, cu toții știm că au tot apărut tooluri de inteligență artificială care ne ajută să fim mai rapizi, și mai creativi. Toate acele procese migăloase care durau ore întregi pot fi înlocuite cu un singur click. Bine, asta e pocnitură din degete. un singur click. Ceea ce este foarte tare. Așa că mi-am luat borcanul de cafea, pentru că așa bea eu dorm în borcane mm. și hai să-i dăm bătaie. Săptămânile trecute am fost în, într-un showroom cu decorațiuni interioare, se numește Silver Decor. Ăsta a fost cel mai bun cadru pe care l-am găsit. Și aici am avut de tras un clip de YouTube pentru echipa Vivico. Vivico este o echipă de design interior cu care am plăcerea să lucrez, formată din Raluca și Andrei. Am găsit cadru, doar că avem acest televizor care el arată bine realitate când intri în, în showroom. Dar aici, în cadrul ăsta, pur și simplu nu arată bine. Plus că îmi reflectă lumina softbox acolo. Așa că am filmat cu editarea în minte. Și știam dinainte că voi scoate acest TV din, din post. Deci suntem în After Effects. Am importat filmarea aici într-o compoziție. Și încă un lucru de menționat, avem un cadru fix, adică am pus camera pe un trepied. Dacă mișcam camera, trebuia să facem motion tracking. E adevărat, și motion tracking este mult mai ușor de făcut acum în After Effects, dar o să lăsăm asta pentru un alt tutorial. Cadrul ăsta fix ne va ajuta să înlocuim mult mai ușor TV-ul. Și o să alegem un frame din acest video, mergem la Content Aware Fill, dacă nu-l vedem aici, mergem la Window, Content Aware Fill, și aici apăsăm Create Reference Frame. Asta înseamnă că va deschide frame-ul din secunda acestei filmări de aici în Photoshop. Deci trebuie să avem și Photoshop instalat și ni se deschide Photoshop Beta. Am instalat și Beta pentru că da, vreau să fiu actualizat cu toate noutățile. Și aici mergem pe acest Lasso Tool și creăm o selecție în jurul televizorului. Ceva de genul ăsta. Trebuie să fie perfect. Aici apare Generative Fill, care este inteligența artificială din Photoshop. Dăm click, nu-i spunem nimic, și generate. Și lăsăm să-și facă treaba. Magia. Abracadabra. Înainte trebuia să mergem cu content aware fill, cu clone stamp. Și la cum arată tapetul de aici cu animale, cu plante, lua cel puțin o oră să faci, să reconstruiești tapetul, să arate bine. Și nu amatoricesc. Și hai să ne uităm puțin. Hai, neapărat să ne uităm puțin. uite te și tu ce treabă bună a făcut AI-ul. Și avem și mai multe versiuni. Ia uite. Ce vrei, toate mai mult de atât. Bun, mie îmi place cum arată versiunea asta. Acum e important să dăm control S și automat se va actualiza aici în After Effects. Doar că este un singur frame. Dacă apăsăm plus, putem să extindem timeline-ul și observăm că este doar un frame acolo. Iar frame-ul ăsta trebuie să-l lungim pe toată durata compoziției. Deci voi da click pe el și mergem la Time, Freeze Frame. Și apoi lungim acest frame, o să apăsăm minus ca să restrângem din nou timeline-ul și lungim până în capăt, până în capătul din dreapta și în capătul din stânga. Și va trebui să creăm o mască din nou în jurul televizorului, doar cu porțiunea aia. Mergem pe acest Rectangle Tool, mare atenție să avem selectat Reference Frame și trasăm o mască, ceva de genul ăsta. Și apoi mergem mai aici la Mask și dăm la Feather o valoare ceva mai mare ca să softăm marginile, să nu fie foarte drepte aș merge din nou pe masca asta, aș merge pe acest pentul, creăm aici un punct și glisăm puțin spre dreapta ca să apară și aceste handleruri, să numesc, și mutăm o idee mai jos. Ceva de genul ăsta. Și aici punctul ăsta. Dacă apăsăm Alt, vor apărea și aici aceste uh, linii ajutătoare ca să facem masca mai bună. Și acum videoul nostru este ceea ce trebuie. Și uite cât de ușor faci treabă cu inteligența artificială. Eu zic că orice creator de conținut poate să lucreze foarte simplu în ziua de azi și să facă astfel de efecte. Și dacă vrei să înveți noțiunile de bază în After Effects, te invit pe grupul Video Pur și Simplu. Este o comunitate cu creator de conținut video. Și spun video pentru că, din punctul meu de vedere, indiferent că ești marketer sau că ești indiferent de nișa în care te afli, tot prin video comunicăm. Deci nu este o comunitate doar despre producția video, ci și despre rezultatele pe care le obținem de obicei din urma creării acestor videori. Până una alta, îți doresc o săptămână frumoasă și plină de creativitate. Numai bine!